Acesta este Hyundai Bayon, cel mai mic crossover pe care poți să ți-l cumperi de la producătorul sud-corean, poziționat sub Hyundai Kona și frate de platformă cu i20. Fiind un crossover de clasă B, motorizările sunt un pic mai mici decât de obicei. În gama Bayon vei găsi două propulsoare, ambele pe benzină, unul de 1,2 litri și 4 cilindri în linie de 84 de cai și unul de 1 litru în 3 pistoane cu 100 de cai supraalimentat și cu tehnologie Mild Hybrid, chiar versiunea pe care o vedeți aici. Dar indiferent de ce opțiune alegi, vei avea o gardă la sol de 18 cm. Însă, doar pe versiunea de top primești jante de aliaj de 16 inch, așa cum avem și pe modelul acesta. Unii dintre rivalii lui Hyundai Bayon vin cu frâne pe tambur pe spate, dar în cazul modelului sud-corean nu se pune problema de așa ceva. Mai mult decât atât, avem și cauciucuri Michelin pe versiunile de top. Portbagajul este încă unul din punctele forte ale lui Hyundai Bayon, fiind unul dintre cele mai mari din segment. Astfel, modelul sud-corean propune până la 411 litri de stocare în această zonă. Din păcate, pe Hyundai Bayon nu poți să-ți cumperi tapiserie de piele, nici măcar ecologică, dar aceste scaune care vin standard pe mașini sunt îmbrăcate într-o tapiserie textilă de bună calitate și au un profil generos, chiar și pentru cei cu un spate ceva mai lat, fiind foarte moi și confortabile. Și în spate vorbim de aceeași calitate a materialelor și a scaunelor, iar locul pentru persoane ceva mai înalte este chiar surprinzător pentru o mașină de asemenea dimensiuni. Planșa de bord va fi foarte similară celor ce știu cum arată noile modele Hyundai și seamănă foarte mult cu ceea ce găsești pe fratele de platformă Hyundai i20. Pentru a evita zonele ample monolitice, designerii de la Hyundai au implementat aceste linii pe zona din dreapta a pasagerului, ce practic se continuă din gurile de ventilație spre lateral. Un design interesant care face din atmosfera destul de întunecată a lui Hyundai Bayon o zonă ceva mai primitoare. Materialele de la interior ar putea fi de calitate mai bună totuși. Avem de-a face cu plastice tari pe zona de ușa panourilor de pe portiere, avem plastic tare și pe bord, precum și în zonele interioare. Singura zonă cu plastic ceva mai moale este zona cotierelor de pe uși, precum și cotiera centrală. Versiunea de top poate fi echipată cu această cutie automată în 7 rapoarte cu dublu ambreiaj, care are un schimbător cu un design ceva mai clasic. Indiferent de versiunea pe care o vei alege, ecranul sistemului de infotainment va avea aceeași dimensiune, respectiv 8 inch, și indiferent de versiunea pe care o alegi, vei avea conectivitate Apple CarPlay sau Android Auto. Diferența între cele două niveluri de echipare este pur și simplu sistemul de navigație, care este disponibil contra cost pentru 300 de euro pe versiunile de top. Și instrumentarul de bord digital îți va părea foarte asemănător. Acesta măsoară 12,3 inch, are o rezoluție bună, tranziții care arată foarte bine, precum și o sumedenie de informații în zona de mijloc. Mai mult decât atât, dacă ții versiunea de top, ai și moduri de condus, care, când sunt activate, schimbă designul ceasurilor de bord. Prețurile pentru Hyundai Bayon în cea mai ieftină versiune cu echiparea confort și motorul de 1,2 litri și 84 de cai cu cutie manuală încep de la aproximativ 13.000 de euro cu discounturile oferite de Hyundai România. Printre rivalii acestei mașini veți găsi modele precum Ford Puma, Renault Captur și chiar autenticul și românescul Dacia Sandero Stepway.